Salut! Sunt Cristi Pave de la scapedefrică.ro și în urma feedback-ului primit de la clipul anterior am văzut că îți place să fac asta și așa că o să continui pe viitor să mai fac clipuri. În acest clip o să vorbesc despre anxietate pentru că e lucru pe care s-a pus accentul în comentariile de la videoclipul anterior. Însă, în primul rând, vreau să clarific anumite lucruri. Vreau să fim clari din anumite puncte de vedere. Și anume, eu nu sunt un specialist. Da, studiez la Facultatea de Psihologie în cadrul Universității Babeș-Bolyai, sunt în anul 3, însă eu nu sunt specialist. Nici nu vreau să devin un fel de guru pe internet care îți promite tot felul de soluții și... Nu, eu vreau să fiu un sprijin și vreau să împart cu tine experiențele pe care eu le-am învățat din problemele cu frica și anxietatea și toate problemele aferente. Bun. Foarte important să nu fiu eu un locuitor pentru psiholog. Psihologul sau terapeutul este un specialist care are un instrumentar, care are un manual de diagnostic care poate face lucrurile ca la carte. Eu vreau să fiu doar un sprijin. Bun. O să vorbim despre anxietate, pentru că așa s-a cerut și în primul rând, care este diferența dintre frică și anxietate? Păi, frica e atunci când știi de ce ți-e frică, știi că doar când apare un anumit stimul, cum ar fi un paianjen sau un câine sau să vezi sânge, de exemplu, că am știut că sunt persoane care au frica asta, aceasta este frica. Anxietate când nu știi exact de ce anume ți-e frică și e o stare puțin mai intensă, puțin mai generală și o stare care cuprinde multă tensiune, nesiguranță, uneori stări de amețeală. O soluție pentru anxietate o să dau în acest clip și una în clipul următor. Cele două soluții nu sunt mutuale exclusive, sunt soluții care se completează reciproc și care măresc eficiența autointervenției, să spun așa. Și anume, practicarea unei stări care este opusă anxietății. Ce stare este opusă anxietății? Ce stare este opusă stării de tensiune sau de agitație? Relaxarea. Dacă nu ești confortabil cu tehnicile de meditație care pentru mine au funcționat cel mai bine, îți recomand să faci două lucruri. Ori, unu, să faci mult sport, să faci în special cardio, să faci sport care te face să transpiri. De ce? Efortul fizic te va ajuta să elimini adrenalina secretată în exces în sânge din cauza unei perioade de stres îndelungat. Eu practicam, de exemplu, 25 de minute de alergat. Am avut perioade în care făceam zilnic, pentru că aveam nevoie de zilnic de o scădere a tensiunii. Însă, e ok și de 3 ori pe săptămână, din punctul meu de vedere. O altă modalitate, mult mai comodă, în caz că nu ești într-o formă fizică care să-ți permite să faci foarte mult sport sau chiar nu ai timp să faci foarte mult sport, ar fi ascultatul de muzică relaxantă. O să pun mai jos în clip, în articol, o să pun o melodie exemplu, care pentru mine a funcționat foarte bine. Este o melodie cu sunete din natură. Există argumente și din psihologia evoluționistă care, mă rog, o să te ajute să te relaxezi. Pentru mine funcționează foarte bine sunetele care merg din sau din pădure. Cum, de exemplu, se înregistrează o oră dintr-o anumită pădure și se aud acolo cum cântă păsările, cum suflă vântul sau cum curge apa. Mă ajută foarte mult. Și îți recomand să stai ori înșezut pe scaun și să asculți și să nu fii deranjat de nimeni, ori să stai întins pe pat. Ideea este să fii cât mai atent la ceea ce asculți. Să fii cât mai atent la corpul tău, să simți cum te relaxezi, să conștientizezi cum te relaxezi. Pentru că dacă vei face asta, vei ajunge în urma exercițiului, după un anumit timp,
să reușești singur să-ți induci starea de relaxare care să vină în oponență cu starea de tensiune. Vei ajunge să te relaxezi aproape automat, adică cu aproape inconștient și cu un nivel de efort foarte redus. Practic, asta trebuie să facem noi cu anxietatea, din câte am învățat eu. Înlocuim asocierea dintre o anumită situație cu starea de tensiune, înlocuim această asociere prin exersarea tehnicilor și a stării de relaxare cu o stare de relaxare. Deci rupem într-o anumită situație sau anumite situații tensiunea și o înlocuim cu relaxare. Asta e tot ce facem. Dacă ai întrebări sau alte sugestii, te rog să le scrii într-un comentariu mai jos și te aștept în clipul următor. Mulțumesc!